dragii mei, pe la 18 ani m-am apucat să scriu o piesă care se numea Numărul Crucilor, nu Numele Crucilor. Un tânăr se hotăra să numere crucile dintr-un secol într-un cimitir. În clipa în care Peter mi-a dat un telefon și mi-a spus fă ceva pentru mine, că voi ajunge în Baia Mare ca să pot să-mi prezint cartea și orașul acesta. Și atunci am zis că există în lumea aceasta câteva lucruri care le facem cu prăbunitate. Tânărul acela de la 18 ani, după vreo 30 de ani, s-a transformat într-un individ care n-a mai numărat crucile, ci a numărat crimele dintr-un secol în țara Oașului și lucrarea respectivă s-a transformat într-un fel de teză de doctorat. Dar omul acesta care face drumul crucilor și pleacă de la Săpânța spre București și de acolo se întoarce cu o mașină plină de cărți, este așa, după cum v-am spus, și merită să fie unul dintre cei mai frumoși ambasadori pe care îi are Marea Mărășină. Și pentru aceasta o să fac doar o mică paranteză și o să vă spun că în perioada interbelică, Iorga s-a opus în permanență intrării în Academie a scriitorului Liviu Rebreanu. Mereu spunea că nu are studiile necesare și nu va fi capabil să fie membru de plin al Academiei Române. Ei, acest lucru se întâmplă totuși într-una din zile și Rebreanu citește în fața membrilor Academiei un discurs intitulat Laudă țăranului român. Se pare că este unul dintre cele mai frumoase discursuri care s-au ținut vreodată în plenul Academiei Române. Marele istoric îi se împăienjenesc ochii, îi se umplu de lacrimi, se ridică în picioare, face câțiva pași și îl îmbrățișează pe Rebreanu. Și spune, discursul dumitale ar trebui să fie multiplicat și trimis la toate ambasadele României din lume. Deci iată cum a reușit în sfârșit să le recunoască și să motiveze mai mult că acest discurs merită să se ducă și să vorbească despre români în lume. Eu aș zice că așa ceva ar trebui făcut și astăzi, să multiplicăm această carte care o scrie despre noi, Peter, și să fie un manifest minunat de diplomație românească în lume. Fenomenul Săpânța văd că strânge din ce în ce mai mulți oameni. Eu am reușit în urmă, iar vorbesc, așa zicea Eminescu, că la un moment dat nu o să te laude pe tine, pe autor în cazul de față, și o să începe cei ce te prezintă să se laude pe ei. Da? Deci fac aceste divagații pentru că și fac așa câmpii pe loc, pentru că autorul va fi cel care va vorbi mai mult astăzi, deoarece Peter mi-a trimis de vreo săptămână cartea printr-un curierat, dar n-am mai ajuns și nu voi putea vorbi despre carte în cunoștință. Și atunci eu doar atât o să vă spun despre acel meșter popular, Stanion Cătraș, care a îngropat pe fiecare cruce câte o oaie. Deoarece, după războiul mondial, satul Săpânța fiind minat, oamenii, ca să se întoarcă în sat, au trimis turmele de oi care au fost ca să găsească câmpurile minate și ele au fost sacrificate. Ei, copilul acela de atunci, Stanion Petraș, a văzut masacrul acestor animale și în clipa în care a ajuns meșter pe cruci, indiferent dacă cel care murea era sau nu era crescător de oi, el a pus, a încrustat, a desenat pe fiecare cruce câte o oaie
în speranța că într-una din zile toate oile acelea sacrificate vor fi înmormântate pe crucile de la Sărbăță. Dar înainte de a-l lăsa pe Peter să vorbească, pentru că un fel de academician care n-a intrat încă în academie, dar care are vreo 40 de cărți și care s-a aplicat asupra fenomenului Sărbăță, este etnologul Pamphil Bilsu, care va vorbi și el, dar am înțeles că vin colindătorii și zic să-i ascultăm și pe colindători, după care vom purcede pe drumul drumețului înspre crucile părinților. Doamne, cine ales ai, Doamne?
vă încântăm și noi. Mulțumim frumos, aveți sărbători fericite. Deci membrii grupului INSA, cunoscându-l pe Peter de mai de mult. Dumneavoastră ne-ați plătit de la oraș, noi vă plătim de la sală. Cu un colac. Peter, te rog. Thank you. Tocul e al meu. S-au hotărât că cel mai frumos cadou pentru sufletul lui Peter n-ar putea să fie decât un colind cu glasul cristaline de copii ce vin din țara Maramureșului, din primul capitol al cărții despre care astăzi o să vă vorbească Peter. Dar până când va vorbi Peter că el își tot adună sinele, nu securimea, va vorbi etnologul Papil Pliciu despre fenomenul sătunța. Stimate anfitrion al nostru și onorată și distinsă asistență, este un eveniment unic într-un fel, cel care se petrece acum, pentru că rar mai întâlnim și oameni de suflet pentru români și pentru Săpânța și pentru Maramureș, detalia prietenului nostru și al Maramureșului, care este anfitrionul nostru de astăzi. Din păcate n-am reușit să, decât să spicuiesc câteva fragmente din lucrare, și mi-am dat seama că lucrarea are multe calități, și anume, Peter este un povestitor excelent și scrie cu atâta participare sufletească încât ne face pur și simplu să trăim drumurile pe care el le-a colindat și să ne întâlnim cu oamenii pe care îi evocă în scrierile sale. N-a scăpat, cred că aproape niciunul cu care a stat de vorbă, cu care, la care s-a cazat, cu care a vorbit, care l-au călăuzit prin anumite locuri, să nu-i imortalizeze aici. Am reținut și am citit articolul despre cruci, care pe mine mă interesează în mod deosebit, pentru că odată am scris despre Stan Pătraș, o carte care unii dintre dumneavoastră poate că o aveți, pentru care am lucrat 6 ani de zile. Și acolo, la Săpânța, eram foarte bun prieten cu Stan Pătraș, pe care l-am cunoscut prin 63 sau 62, când eram încă student. Și îl mai scoteam de la lucru, pentru că el toată ziua stătea, pleca și vedea din ciocan și din daltă, iar mătușa Stan mă cam sfătea, ce, păi domnucule, tătăl iei de la lucru și nu-l lăsă lucru. Lasă-l, mătușă, că mai suflă și el, merem la o cafea, merem la o șuietă. El avea pe prietenul lui, la care i-a făcut unica poartă de reclamă, îl chema Tostan, unde avea un separeu și acolo mergea el și căpăta gratis un pahar de vodcă, un pahar de țuică, coniac și o cafea și așa mai departe. Și ne duceam prin cimitir. Îi plăcea să se întâlnească cu turiști. Și veneau turiști din Anglia și veneau din Franța și veneau din Italia și ca să descrețim frunțile, îl întreba în franceză și el răspundea românește. Îl întreba în spaniolă și răspundea românește. Și om cu simțul bun zice, domnul profesor, zice, cum vedeți câte limbele de pe fața pământului le știu la perfecție? Că răspundea când îl întreba în engleză românește, când îl întreba în franceză românește. Și așa mai departe. Și ne-am oprit la crucea lui Socrăsa. Socrăsa, acum crucea nu există acolo. Atunci a existat și se putea foarte bine citi. Prin arhiva mea este și fotografiată. Și zice, domnul profesor, domnul cu profesor, așa îmi zicea, păi cum a fost baba, așa e pe cruce. Și cum e pe cruce, așa a fost și baba. Sub această piatră gre, zace scumpa socră-me. Voi care treceți pe aici, mai încet să nu treziți. Ca acasă, dacă vine, e cu gura atât pe mine. 3 zile de mai trăie, 10 mii și citeie. Iată, deci, omul cu simțul umorului. A avut foarte multe calități acesta în Pătraș. Era și pictor, era și sculptor.
și le potrivea el tare bine pentru fiecare cu viața lui și așa cum a fost el. Chiar că era unul copil pe mare în gură și îmi spunea, zice, nu vedeți la ăsta cu chip aceea, e toată viața a fost în gură, orică era la fân, orică era la coasă, orică era la mormântare sau la nuntă, numai cu tipul în gură, l-ai văzut? Zice, și cu aceea zice că s-a și îngropat. Și așa s-a și întâmplat, l-a și îngropat cu pipă când a murit. Deci, Stan Pătraș a fost cel mai mare, pe departe a fost cel mai mare dintre cei mai mari meșteri populari din Maramureș. Și el a făcut ca această... acest labirint de artă populară să facă în conjurul odată a globului, a pământului românesc și apoi să facă în conjurul globului. Pe crucea lui scrie că 65 de țări l-au vizitat câte vreme a trăit. Asta înseamnă foarte, foarte mult. Înseamnă foarte mult pentru că niciun meșter popular n-a fost atâta de vizitat, n-a fost atâta de intervievat și niciun sit din România, nu, și nicio comună din România n-a fost atâta de vizitată ca și Săpânța. Un autocar pleacă, 5-6 vin, alte 4-5 pleacă, alte 4-5 vin. Și este tot timpul un du-te-vino pe acolo. Din păcate, crucele lui Stan Pătraș s-au cam dus, cum știm cu toții. Odată a zis, zice, domnul cu profesor, numărați în cruce. Zic, le număr, Baciu Stan. Știți câte au fost? 700. Știți câte au rămas? 65 sau 67. Nu știu dacă le-am numărat eu prea bine. Spuneți și de ce au rămas atâtea. De ce au rămas atâtea? Semne mari de întrebare. Oare s-au comercializat? Am auzit că s-ar fi și comercializat și la prețuri destul de bunicere, dar s-a întâmplat un fenomen mai trist. În cartea mea am scris acest fenomen. Cum era putrezit un pic crucea, nu tare, tare de tot, să rupea în noaptea de pasă ardeare, doar când se făceau focurile ale pascale și locul respectiv se vindea. Ăsta este adevărul. Așa au dispărut crucele lui Stan Pătraș pentru că n-au fost inventariate atunci și am încercat când am fost pe la cultură. Am făcut niște demersuri, n-am reușit. Eu am fost într-o funcție mai mică și din cauza asta multe le-am făcut, multe nu le-am putut face, pentru că am avut această funcție mai mică și n-am găsit înțelegere pentru anumite probleme de cultură, printre care și protejarea patrimoniului artistic. Peter este îndrăgostit de cruce și vă spun că nu întâmplător. Eu acum lucrez la o carte cu crucea în patrimoniul spiritual din Maramureș. Adică va cuprinde crucele bisericești. Nu știu cum le-ai putea selecta, că am un material formidabil de mult. Multe provin din bisericile de lemn, dar și din colecții particulare, și din muzee. Și veți vedea dacă cartea aceasta va apare și sperăm ca la primăvară să ne întâlnim la lansarea ei, să bem un coniac, cât de frumos au lucrat moroșenii ăștia cu crucile, pentru că au lucrat la ele cu sufletul și cu inima. Varietatea lor este infinită, frumusețea lor extraordinară. Și chiar că ne vom gândi noi cum un obiect atât de simplu are forme atât de complicate că o să întrebuiască vreo 350, poate 400 de pagini pentru a putea analiza, poate nu chiar în întregime, materialul care l-am adunat. Atâta este de mare varietatea de forme, de tipuri, de modele pe care încerc acum să le și clasific. Și dânsul a prins că crucea nu este numai un obiect creștin, ci are foarte multe simboluri. Eu acolo, în introducere, care are vreo 100 de pagini, am scris despre crucea ca semn și simbol. Are foarte multe funcții, este foarte veche, apare încă în cultura minoică, la indieni, la cartaginezi, așa mai departe, ca instrument de supliciu, iar în creștinism a apărut târziu, pentru că ea apare de în anul 140 după Hristos în Sicilia și s-a impus greu, pentru că primii creștini au considerat-o grotescă. Apoi, după triumful creștinismului, deci prin secolele 11-12, după ce creștinismul a triumfat, așa,
a început o mare dezvoltare a crucii. Dar vreau să vă spun că la noi există foarte multe cruci celtice pe aici. Le-am studiat și pe cele din Arenii, sunt pe la, și prin alte părți, prin alte sate, care au venit la noi pe teritoriul Daciei, pe cele două cursuri de apă care se varsă în Dunăre. Deci, Tisa și Dunărea, adică cursurile de apă care se varsă în Dunăre, dar nu ca simbol creștin, ci ca simbol păgân, adică cu funcție solară. Dar s-a întâmplat o tragedie. După triumful creștinismului, zilnic s-aruncau în mare cam 700 de cruci, 500, 600 de cruci, celtice, monumente de o valoare cu totul extraordinară, pentru că ele, fiind considerate păgâne, au început să dispară. Cum dispar, de fapt, și de la noi, la Săpânța, eu am studiat crucile lui Onisim Conta, care a fost probabil primul crucer de profesie în Maramure și care a făcut niște cruci extraordinare, sculptate cu Crist, cu alte motive solare, chiar și scara și așa mai departe, care reprezintă legătura cu lumea de jos, cu lumea de sus. Și ele au fost treptat înlocuite de ortodoși pentru că le-au considerat catolice și acum foarte puține au mai rămas. Noroc că vor rămâne în arhiva mea și în cartea care o voi scrie, pentru că am scris despre el un studiu mai mare, dar în cartea cu crucile, pentru că această carte va avea trei volume. Deci acum vor fi cele bisericești, apoi vor fi troițele de lemn și de piatră și apoi într-un volum probabil că vor fi crucile mortoare de lemn și de piatră și stelele funerare, adică stâlpii funerari care și vine dincolo de creștinism, deci sunt foarte, foarte vechi. Unele antropomorfizate, altele alte forme. Și crucea, deci, este nu pe gratuit, colegul nostru o apreciază pentru că este foarte, foarte veche și foarte, foarte interesant. Acum, aici sunt foarte multe întâmplări picante pe care dumneavoastră o să le citiți cu foarte multă plăcere. Sunt și poante, am văzut aici niște poante, sunt considerații despre vremurile grele pe care le-au dus țăranii. Și aici aș vrea să vă spun că eu, care am lucrat cu țărani o viață, mi-am dat seama că țărănimea, care sub Cuza, de exemplu, cum am învățat noi la istorie, avem istorici pe aici prin sală, așa, era talpa țării. Sub comuniști a fost cea mai umilită clasă, nu vorbesc acum de colectivizare, de chiaburime, știți dumneavoastră destul de bine, s-au publicat și cărți, dar ea a rămas și astăzi o clasă foarte, foarte umilită. Și aici veți vedea greutăți pe care le au oamenii, dar care luptă cu ele. Aici este esența. Am citit aici, am spicuit câte ceva. Dincolo de greutăți, dincolo de umilință, dincolo de nevoile vieții, omul își performează datinile. Și aici Peter pune punctul pe ei. Și arată că ce importanță au aceste datini pentru cultura noastră a țăranilor, cultura populară și pentru viața noastră cotidiană. Pentru că totdeauna un sat fără tradiție este ca un fel de sat mort. Acum se apropie Crăciunul, nu? Și mă întreb eu ce-ar fi Crăciunul fără aceste tradiții. Ar fi o sărbătoare moartă așa cum este în Occident, unde totul se rezumă la petreceri cu mâncare și băutură. Ei vin aici și Peter a venit aici ca să descopere ceea ce ei n-au acolo. Noi avem tradiții, noi avem artă populară, ei nu au. Și atunci vin aici la noi să le vadă, le descopere și încep să le și studieze și să le admire și să le prețuiască. Aici este meritul acestui om și sunt puțin ca și el. Eu îl felicit și în încheiere aș spune că peste puțin timp anul bătrân se pregătește de plecare, se va retrage și el va trage o perdea peste anii noștri și ne va șopti
ați mai îmbătrânit puțin și de aceea eu vă urez la toți la mulți ani și vreau să vă felicit așa cum o face poporul. Să roiască binele, ca vara albinele, tot de bine să aveți parte și de rău să fiți departe, să vă fie casa casă, să vă fie masa masă, să vă fie casa plină de belșug și de lumină. Mulțumim domnului profesor Vițiu și partea cea mai frumoasă a acestei întâlniri îi revine autorului, pentru că astăzi l-am cunoscut și am dat mâna cu el, noi n-am vorbit decât câteva zile la telefon. Cel care ne-a mijlocit întâlnirea noastră a fost meșterul de cruci de la Secvânța, Fortul Micru, și înainte de a veni spre bibliotecă l-am întrebat: spune ceva despre acest Peter, să știu, să-l cunosc mai bine, să știu ce să spun oamenilor despre el. Ce spune-le că este un om care iubește foarte mult România și Maramureșul. Și despre această iubire a lui către noi, îl invit să vorbească astăzi. Peter, stai, cuvânt. Mulțumesc că ați venit aici și mulțumesc doamnul Mihali pentru organizarea, flyere, afișe. Care se datorează în mare parte prietenilor tăi și nu celor pe care i-am invitat eu și în lăsa. Da, văd aici foarte mulți prieteni care te admiră și care au venit fără invitația presei și invitația noastră. Foarte bine. Mulțumesc, domnul Vețiu, pentru... aș vrea și să mulțumesc lui domnul Ion Pop și Anuța, pentru că ei sunt aici și ei fac parte din acest grup de oameni care m-au gazduit o noapte și aș vrea să vă ridicați în picioare și să priviți aplauzul nostru. Un lucru deosebit, Ion Pop a primit un telefon de la mine. Cumva, nonșalant, am zis că, uite, sunt în drum spre Siget, mâine mă îndrept spre Hoten, mă duc pe jos până la București. Eu cred că, el a zis, Peter bea. Dar a doua zi, târziu, într-o noapte, pe 26 noiembrie, dacă nu mă înșel, am bătut la ușă. Și eram cumva epuizat. A fost o zi lung, 26 de kilometri am parcurs în ziua asta. Și în scurt timp am început să revin, am început să devin uman din nou, am început să simt căldură casa lor, mâncare și căldură și dragoste, de fapt, unui casă care poate să te adăpostește pe drum. Și vă mulțumesc foarte mult. Faceți parte dintr-un grup de oameni care am vizitat pe zilele astea în drumul înapoi de la București spre Săpânză. Și fiecare familie a fost un moment de foarte mare emoție care s-a trăit și pe partea mea și pe partea lor. Și ne-am bucurat foarte mult. Aș vrea să mulțumesc și domnul ambasador Irlandei, domnul Gerard Cor, pentru faptul că a venit. Poate dorim să vă invităm aici pe lângă noi. Ca oaspetă mare ispravie. Îi cedeți acest culac ca să... Please, sir. Yes. De fapt, în afară de mine... În afară de mine...
mine, domnul ambasador este singurul persoană care chiar a avut șansă să citească cartea. Și m-a zis mai devreme și că ar vrea să zic câteva cuvinte și eu traduc pentru. Thank you very much, Peter. If I might say a few words, I'm at a slight disadvantage having read the book. But two or three points struck me. One is that it's a remarkable odyssey to travel 30 kilometers a day, walking from the Mary Cemetery in Espanta to the National Peasant Museum. And even though I'm only at I take it step by step. Yeah. E o odiseea remarcabil să parcurg 30 de kilometri pe zi de la cimitirul Vesel până la Muzeul Țăranului în București. But I think the great strength of what you've achieved, Peter, in this book is that first of all it is a celebration of a country and of the traditions which are still very much alive, but that must be protected and cherished, just as we in Ireland, as you know, have the same challenge. Deci, ce e foarte special despre ce ați făcut este că este o celebrare a acestei tradiții care se găsesc în România. Și care noi ne prețuim acasă la fel de mult cum trebuie prețuiți în România. There were not many books that will last a long time because they capture the essence of a country. Some, you've probably read the old Patagonia Express by Paul Thiroux. There's separate books on Ireland, but their great strength is they are a photograph of a country at a given moment. You say that there are not many books that stand the test of time, but well, there are not many books that in terms of years afterwards people can get a very rich sense as if it was a photograph of a country at a moment. Sunt puține cărți care reușesc să fac un fel de radiografie, un fel de fotografă un visaj într-un moment care poate deveni un punct de referință în anii care vin. So, I think, Katrina, one of the strengths from coming from Ireland, of course, is the deep affection that you have for both countries and you come across many people who have been in Ireland in the book. You also describe very well the Celtic heritage part of Argan and parts of Romania. That's something that is not well known. Pe parcursul este în evidență dragostea pe care aveți pentru propriul țară și pentru România. Întâlniți cu oamenii care au fost în Irlanda, vorbiți despre niște întâmplări, de exemplu în satul Ardan, în bistrița Nassau, în care descoperi niște rădăcini celtică, care fac o lumină pe niște lucruri care nu sunt neapărat cunoscut, nici pentru români și, desigur, deloc pentru irlandezi. But as a final, the world you describe in this book is a very rich and powerful one of people's generosity of spirit and their humanity. And lumea pe care descrii aici este una foarte bogată a unui lume de oameni care are o mare omenie, care au o mare generozitate și care sunt o bogăție. And as is the case in Ireland, which is now a partner in Europe of Romania, there is a real obligation on all of us to protect that heritage that you describe very well in the book. Și acum, în momentul în care Irlanda este partener împreună cu România în această familie Europa, revine și nouă în Irlanda obligația de a vă sprijini în a
ajută această comoară să găsească drumul lui pe care am amintit. So you describe this extremely well, and as Irish ambassador, I can only say I take great pride that it's because it's the book will do a lot much in Ireland and Romania to also show what book countries have in common, and I think it would be read by everybody with great interest for that reason. Ca ambasador Irlandei pot să mă mândresc cu cartea, cred că o să fie bine citit, mult citit din Irlanda, de toată lumea care ar vrea să cunoască mai mult despre această țară. And we have many Romanian people who are now living in Ireland, so they will read this, I think, also with much interest, and it will do much to strengthen the friendship between both countries. I hope so. Thank you. Și avem mulți români în Irlanda care sunt 45.000, între 40 și 45.000 de români în Irlanda. Avem mulți români în Irlanda și din suflet cred că va fi citit cu mare interes de ei ca să văd cum sunt primiți sau priviți. Și că va fi un ajutor pentru relații între Irlanda și România. So thank you for inviting me. Thank you. Nu știu ce să zic. Mă bucur foarte mult. Mă bucur că suntem aici. Mă bucur să fiu aici. Este o onoare peste orice măsură. Mă sunt foarte norocos că am avut șansă să fac acest drum. Să pornesc în prima zi. Să ajung să întâlnesc cu oamenii care m-au inspirat și care au m-au ajutat, că asta a fost provocarea. Fără ei, adică am pornit cu ideea că tot va fi dat de oamenii pe drum. Mâncare, adăpost. Și am avut mai multe nevoie, inclusiv medical la un moment dat, superficial, dar totuși, când ai bășici, poate să te oprească. Și o doamnă de la Telșu și nu numai, și de la Sacel, au produs niște medicamente, niște pudre magică, cules din natură, și cu un mic praf, magic. Și cumva asta e un mesajul care reiese din carte din când în când și din ce în ce mai mult. Este magia României. Magia care simțim când intri copii. Și când vedem o frumusețe absolut strălucitor care izvorește de undeva, nu este prefăcut. Asta e România, nu este prefăcut. Aia am pornit în drumul, pentru că nu e prefăcut. În altă țară, frumusețea este făcut pentru asta. Așa e. Mi-aduc în minte cuvintele părintelui Dobre Sorin, dirijorul corului de la Facultatea de Teologie din Sibiu, care a venit în 2010, când acest CD a fost înregistrat la concertul lui Sean Davey și a participat la Săpânză de Sfântă Maria pentru primul festival, Drumul Lung spre Cimitirul Vesel, și m-a sunat două zile mai târziu, sau o săptămână mai târziu, și a zis: "Băi, tot mă gândesc despre ce s-a întâmplat acolo în Săpânză și mi se pare că a fost incredibil, pentru că a fost atât de real tot ce s-a întâmplat acolo. A fost lipsit de orice comercializare. În același timp, frumusețea a fost total autentic. Și asta este lucrul pe care m-a lovit și pe mine. E lucrul în care numai dacă ești din străinătate sau din afară, știu că străinii sunt oricine care nu ești în Maramureș unior. Sau străin este oricine care nu este în satul Săpânză sau... Și e foarte bine așa, dar când vine străinul, indiferent de unde este, și vede asta, și este lovit asta, atunci trebuie comentat ca oamenii să înțeleg și ei, pentru că ne obișnuim cu ce suntem, și mai ales dacă este nativ, atunci nu vedeți deosebire. Așa că n-am putut să mă abțin să nu fac drumul, și pe drumul
Părintele Dobre, același Părintele Dobre, mi-a zis, la un moment dat am ajuns în Brașov, după 400 de kilometri, și mi-a zis, când a auzit ce fac, a zis, nu fi egoist. Trebuie să scrii asta într-o carte, asta e următorul sarcină pe care ai. Și așa a fost. Până am ajuns în București, m-am dat seama că, de fapt, nu pot, ori țin în mine și nu zic nimeni nimic sau îl scriu. Și am început să scriu imediat când am ajuns și a fost foarte multe făcut anul acesta, dar iată că chiar Dumnezeu a trimis oamenii în cale care a provocat fiecare pas. De exemplu, fără să fac nimic, m-am întâlnit cu viitorul ambasadorul României în Irlanda, care a zis, caut un cadou pentru președinte Irlandei. Și am zis, lucrez la o carte, când pleci? Și a zis, pe 22 noiembrie. Și am zis, uite, o să fac tot posibil ca să termin cartea până atunci. Și așa am lucrat zi și noapte, asta era cumva la începutul octombrie, am lucrat zi și noapte ca să termin cu cartea și să fac câteva exemple digital, ca să-i dau una. Timp în care, între timp, am întâlnit cu o grup de studenți de la masteratul în București, care au luat textul și au tradus-o într-un timp record. Și cred că traducerea este într-un fel mai bine decât originalul. Pentru simplu motiv că este povestea voastră, este atunci firesc să fie în limba voastră și cred că studenții au prins mulți dintre ei exact care a fost spiritul aventurii prin care am deplasat. Așa că mă bucur că a ieșit toate astea. Mulți probabil o să zic ce cu bătă. Bătă m-a ajutat să urc probabil cel mai mare sau primul barier psihologic care a fost dealul Ștefăniței. Și tot drumul prin Maramureș, cu cât mai urcam pe un deal, că am ținut cât mult să poate pe drumuri lateralnic. Am zis bine? Bine, bine. Da. Vedeam în distanță unde urc munții de distanță și știam că acolo undeva e dealul Ștefăniței și sau așa îl numeam eu. Și acolo trebuie să trec cândva. Și când în ziua de respectiv, când am plecat la Seșel și am ajuns să încep să urc, la un moment dat a devenit foarte lunecos, când n-am vrut să urc pe drum. Am urcat pe deal, a devenit foarte lunecos cu multe ploua, cu multe frunze și pur și simplu am oprit. N-am putut să mai urc și am căutat și am găsit asta. Am găsit două, primul la cedat. Asta a rezistat și îl bagam în, este un pic ascuțit, îl bagam în pământul și îl folosam ca o treaptă. Puneam piciorul unde intră în pământ și urcam o treaptă cât avea nevoie ca să urc mai departe. Și în pașii mici am urcat atunci dealul Ștefăniței și a rămas cu mine. Și o să vedeți în carte că are și un altă folosire și mai bine, mai târziu în poveste. Nu mai am ce să zic. Cred că nu mi-a scăpat nimic. Asta nu înseamnă că am zis-o bine. Sunt sigur că vor fi comentarii. Eu cred că o să supără pe câțiva oameni. Nu personal. Dar, într-un fel, nu cred că încerc să fiu corect în ce ziceam. Am avut un exemplu foarte interesant acum când am plecat când urma să plecă de la București, că am făcut lansarea pe 10 decembrie la Muzeul Țăranului. Și am pornit imediat după ca să încep cu... Și am sunat pe doamnă cu care am stat la Farcașlaca, care în română se zice Lupen, 10 km, 12 km mai nord decât Oldehei Secuiesc. Și am zis, țineți minte de mine, am scris o carte și vreau să vin înapoi, mă primiți. Și ea a zis, să știi că trebuie să spui că, te-am auzit la radio, trebuie să spui că ai fost și găzduit bine și de secuit.
Și am zis, așa este, am fost și n-am specificat asta în interviul respectiv. Dar o să vedeți în carte că parcă ai fost inspirat când ai zis asta, că așa este, am fost foarte bine primit. De fapt, în Sequimii a fost 5 nopți la rând în care nu știam pe nimeni. E ceva când, cel puțin, cunoșteam pe Domnul Pop. Dar când nu cunoști pe nimeni și e 11 noaptea și bați la ușă cuiva total necunoscut și zici, ajută-mă. Prima dată asta a fost în Sequimii, în primul pas. Și a urmat 5 nopți la rând în care am avut această experiență. Și am întrebat dacă pot să vin să prezint cartea și a zis veniți joi, care era perfect, că joi trebuia. Și m-am trezit într-o cameră, probabil cu același număr de locuitori, adică locuri. O casă tradițională din lemn, în satul respectiv a fost satul natal al lui Tama și Aaron, care e un fel de Ion Cranga al lor, din câte știu eu. Am citit nici Ion Cranga, spre rușinea mea încă. Și toți 40 de femei care tricoteau. În timp ce îi povesteam despre acest drum și mai ales despre experiență. Și am plecat acolo cu un om care, un jurnalist care știe foarte bine engleză, care a început deja să citească cartea și îl traduce în limba maghiară. Și asta cumva e următorul chestie. Nu mai lungesc, vă mulțumesc foarte mult. Dacă sunt întrebări, vă răspund. Mulțumim din suflet acestui ambasador frumos al Marii Mureșului, frumos și ca înfățișare, și frumos și sufletește. Vreau să vă reamintesc că atașatul cultural al ambasadei României la Berna în perioada interbelică, strălucitul filozof, scriitor și poet din Transilvania, Lucian Blaga, a făcut primul pas de a duce un ansamblu de dansatori și inclusiv pe Maria Tănase de a face cunoscut folclorul românesc în Europa și Maria Tănase s-a ales după această ieșire a românilor prin acțiunea lui Lucian Blaga cu înregistrare la Radio Londra. Și a început să strălucească steaua Mariei Tănase. Acest ambasador, acest atașat cultural al ambasadei Irlandei în România, iată ne-a adus astăzi în față o poveste despre cum suntem noi, cum să ne privim în oglindă, despre sufletul nostru, despre tradițiile noastre. Pentru că a vorbit în fața noastră un ambasador și pentru că autoritățile acestui oraș lipsesc cu nerușinare, domnule ambasador, o să-i prezint alte autorități în valoarea câtorva intelectuali care o să-i rog să vorbească câte ceva despre această întâmplare. Este vorba despre profesorul dr. Ion Marchiș, care îl rog să se pregătească să vorbească. Este vorba despre profesorul dr. Petre Dunca de la Universitatea de Nord și este vorba despre profesorul dr. Ilie Gerheș, istoric al Marii Mureșului. Să începem cu Ioan Marchiș. Pe mine mă interesează autoritățile culturale, nu autoritățile administrative. Din asta avem aici, dumneavoastră sunteți autorități atunci când iubiți această țară. Pe Peter l-am cunoscut din întâmplare, îi trebuia o sculă, un fel de instrument, o orgă pneumatică, așa ceva. A venit la mine acasă în Ocoliș și am împrumutat atunci pentru prima ediție la Săpânța un instrument muzical. Atunci l-am cunoscut și nu mi-a venit să cred că este atât de îndrăgostit de România. Abia aștept să citesc cartea. Sunt sigur că există în rădăcina noastră a irlandezilor și a celor care s-au născut aici, a dacilor, o cultură comună. De altfel, tot culturile care nu-și găsesc locurile comune, nici nu există, de fapt.
este firească înrudirea între Irlanda și România, asta dovedește rădăcini de necontestat. Și asta ce înseamnă? De fapt, prietenie, iubire, tot ce a încercat Peter să demonstreze, mai ales prin sunet. Pentru că acel festival, ajungerea la muzică înseamnă ajungerea la abstracție și la Dumnezeu. Și asta ne unește cel mai mult. Sunt impresionat de ce ai făcut, Peter, de altfel aș vrea să te văd și eu în particular, e și domnul Cadar aici care vrea să te provoace. Faci un studiu despre limba veche irlandeză și limba bătrână românească, este aici lângă mine, poate vom avea timp să ne mai întâlnim. Sunt surprins, am fost surprins plăcut, din ziar am aflat despre această întâlnire. Îmi pare rău că n-am găsit cartea undeva să pot să vorbesc cu adevărat despre ea. M-a făcut plăcere, dar nici n-am știut că este în două limbi, e tradusă și în limba română și abia aștept ca să pun mâna pe ea. Cât despre lipsa autorităților, nu faceți probleme, nu se poate face cultură, și nici dragoste cu forța. Și eu sunt o autoritate pentru că sunt directorul de la cultură, deci nu lipsesc autoritățile, pentru că există aici profesorul Dunca, de exemplu, care a condus filologia de la Universitatea de Nord. Și suntem noi care te iubim, nu avem nevoie neapărat să fim dirijați de un om care dirigează o turmă de intelectuali. Unde există cultură, există și o bună conducere mentală și ceea ce trebuie să ne ducă mai departe este această legătură culturală între culturile noastre și să facem totul, toți europenii, ca să păstrăm tradițiile și acest interculturalism, eu nu zic multiculturalism, pentru că aceste lucruri se întrepătrund. Noi nu putem construi Europa cu insule de cultură. Aici românii din coace, ungurii din coace, irlandezii, nu. Noi trebuie să interferăm, pentru că marile culturi sunt cele care au interferat ele însăși. Și religia, și cultura, și ideile. Și în toate marile culturi există o comunicare. Sunt pasaje subterane în marile culturi, în care ele se întâlnesc. Și asta este ceea ce și astăzi asta ne unește acum. Și asta trebuie să facem noi. Să lăsăm totul deoparte, să salvăm aceste cultură comună europeană. Interculturalitate, nu multiculturalitate. Trebuie să-l iubesc pe celălalt, nu-i suficient să-l cunosc. Și să învățăm să-l apreciem. Asta facem noi, asta face și dumneavoastră. Europa nu este America. Europa va ști să salveze fundamentul cultural. Noi nu trebuie să facem o artă din deșeuri. Pentru că noi avem sacralitatea la noi acasă și nu suntem nevoiți. Îți mulțumesc și abia aștept să continuăm această relație între Maramureș și Irlanda și mulțumesc oficial de data aceasta domnului ambasador pentru onoarea care ne-o face venind în Maramureș. Mulțumesc. Astăzi am făcut fotografie la cimitirul Vesel înainte să, adică am fugit până la cimitirul Vesel ca să știe dânsul că doar de o lună și ceva este în țară. Și am făcut poză lângă cruce care noi numim cruce celtică. Nu vreau să intru în discuție lungă despre dacă este sau nu este, dar ideea este că avem aceeași rădăcini. Indiferent când a fost, da? Înainte sau după Hristos, doesn't really matter. Deci, ideea este că simțim la fel despre lucruri. Insula pe care se așează aerișii, în vechime se cheamă Hisverna. Înseamnă insula iernii. Ireland in the ancient language was called the island of winter. În limba noastră. Is yerni. În limba getică. In there, înseamnă insula iernii. Dacic language. The island that we know as Ireland is called insula iernii. Insula Ierni, da. Isverna. Va fi iarnă. Iarnă va fi. The island of winter is Ierna. Iarnă va fi. Iarnă. From winter. Cum la zăpadă în spaniole spunem Nevada. Neaua dă neaua. Da. Nu sunt speculații, sunt... În aeriș se spune la nod, knot. Knot. La nodul de la... Da. N-am înțeles. Not. Sunt cuvinte vechi comune în Irlanda. Dar trebuie găsite și va trebui să discutați specialmente legate de limba matricială, să zicem. Românii păstrează mult din limba vorbită acum 4.000 de ani. Și Europa își găsește și comunități de limbă rădăcini foarte importante de limbaj. El este specialist în asta, de-aia o discuție între domniile voastre cu patru.
Da. Vreau să precizez, domnul, sigur, lucru, dacă îmi permite, domnul Dâlțu, că s-a ocupat și a scris o carte foarte frumoasă despre stan, despre Săpânța și eu am văzut. Și eu am văzut. Să știți că fenomenul din Săpânța nu este un fenomen popular. Are popularitate mondială, este adevărat, să nu confundăm folclorul cu o emanație a unui geniu naiv. El poate avea popularitate, dar folclorul nostru se duce în rădăcini, vedeți, de epoca bronzului sau de Marea Zeiță Mame și mai dincolo. Folclor înseamnă ceea ce se poate lega de tradiții și de principii. Sunt urmele tradițiilor vechi, folclorul. Ceea ce este la Săpânța nu este o urmă a tradițiilor vechi. Însă este o dovadă. Însă este o dovadă că un creator naiv poate avea intuiția tradiției. El a intuit această tradiție. Căci acum și crucea, că vorbim despre cruce și ce dacă e dacică sau ce bun aici. Vedeți pe cruce este, uitați-vă, este colacul acesta pe cruce. Și să știți că originea, acesta este trupul, trupul de sacrificiu dinainte de creștinism. Să știți că colacul, vedeți, vorbește Grigore Leșe foarte frumos de simbolul lui. Nu, să nu confundați întotdeauna, funia poate avea două aspecte simbolistice. Una care ține de soare, de fuiorul solar, și alta care ține de șarpele uroboboros, care își înghite coada. Colacii de la Grigore Leșe sunt în formă de șarpe care își înghite coada. Vârcolacul. Deci să fiți atenți că nu întotdeauna funea este soare. Uneori poate să fie șarpele. Și simbolul acesta a colacului dovedește vechimea și acestei cruci aici, în structurile acestea a tradiției vechi din Carpați. Dar trăim acum într-un moment în care e foarte important scos câteva elemente în evidență. De exemplu, cel mai ușor este că noi putem să mergem în Irlanda și vă arată o cruce celtică cioplită din piatră acum 1500 de ani. Exact. Noi mergem în Săpânța acum și întâlnim cu Dumitru Poptinca, care cioplește din lemn o cruce care e la fel. Nu mă interesează neapărat pe mine dacă este sau nu este cu o origine așa, dar ideea este că el face astăzi cu coane și oase și vie ceva la care noi faceam 1500 de ani. Izvorâm din același astăzi. Corect. Și dar tradiția e una pentru toți. Această tradiție vie care el reprezintă este într-un mare pericol, pentru că nu are sprijinul pe care ar trebui să aibă din cauza ori din autoritățile pentru a promova eu vreau să te folosesc acum pentru că ești legat de Săpânță. Da. Săpânțenii își deplantează și își distrug crucile. Ai putea să le dai îndemnul să păstreze crucile lui Stan. Ideea lor este ca să nu plătească despăgubiri de drept de autor ficei lui Stan Pătraș, să deplanteze toate crucile și să rămână doar cruci noi. Deci săpânțenii fac astăzi o mare greșeală, eliminând crucile vechi. Și eu te folosesc pe tine cu acest prilej să ai un mesaj de a păstra crucile originale și de a nu le scoate din cimitir. Că ei sunt destul de irascibili, ar vrea să pună numai cruci noi. Și respectul pentru crucile lui Stan este din ce în ce mai mic. Și facem și noi ce putem. Dar oamenii vor noul cu orice preț, uitând că trebuie să fim legați și să respectăm tradiția. Mulțumim, domnule profesor, deci Peterea Recidului. Au două mari dimensiuni. Partea de creație fundamentală, artistică, și generozitatea spiritului maramureșan. Casa lor este o casă deschisă, mereu pentru peregrinii spirituali care vin în Maramureș. Nu știu dacă mai există o casă atât de deschisă. Este un fel de matrice, poate a lui prietenul meu Ion Marchis, un artist. Artiștii tot timpul au casa deschisă. Ei așteaptă. Așteaptă oaspeții mai importanți sau mai puțin importanți. Ospitalitatea este trăsătura lor și generozitatea. La fel ca și casele altor țărani maramureșeni. Îi mulțumesc lui Nicoara Mihali, el m-a invitat la această reuniune, la fel care și-a finalizat un doctorat în etnologie extrem de interesant și de profund despre acest spațiu,
spațiu țării Oașului, la fel fabulos. Sigur, excelență, Peter este și eu am ceva origini irlandeze, nu? Peter Duncan, sună așa frumos. Există un irlandez la Bred, alături de Duncan. Duncan este la Bred, un irlandez care s-a retras, care era cel care îl urmărea pe prințul Charles. Un fotograf. Peter Duncan, da. Peter Duncan, from England. Who was a paparazzi photographer? He has established himself in the village of Bread and has built some houses or refurbished some houses. S-a găsit în Irlanda un mormânt celtic, o negăbetenie celtice, și au studiat codul, deci ADN-ul. S-au dus la universitate, la colegiu, și au constatat că 80% din coincidea de la cei care au fost testați. De la universitate cu ce avea căpetenia celtică de acum câteva mii de ani. Oameni de acum și sigur că da. Noi mergem pe această idee a valorilor, nu simbolice, pe marile simboluri. Un prieten de-al meu, un profesor de la Universitatea din Norvegia, a plimbat aceste simboluri vikinge până încoace către gurile Dunării. Și acolo ne-am regăsit. Și în vikinge. Ne regăsim în simbolurile celtice. Coiful celtic de aici, din apropiere de noi, este o evidență. Plus tot ceea ce e toată această simbolistică. Muzica maramureșană, care este total schimbată, diferită de ceea ce motivele muzicale, domnul Bob știe mult mai bine, seamănă foarte mult cu ceea ce înseamnă muzica celtică. A fost aici o tânără cercetătoare și a dat o teză de doctorat despre muzica din tradițională din Maramureș, tot cu sprijinul familiei Pop, care, da. Sigur că s-a finalizat într-o teză de doctorat și o căsătorie cu un maramureșan, de s-au unit aici celții cu maramureșeni. Chiar am făcut un documentar pe această temă. Sigur că vorbim de Europa veche, de 30.000 de ani înainte de Hristos. S-au făcut multe studii, colegii noștri au făcut și o conferință națională, internațională pe această temă. Rădăcinele, similitudinele sunt foarte evidente. Vorbim foarte mult despre antichitate și uităm chiar partea profundă, această Europa veche. Sigur, Peter a venit, n-a făcut decât să vină în această, să vadă ce se întâmplă în această Europa veche. Când vorbeam, mă gândeam ce curaj extraordinar a avut de a veni și a traversa de la Săpânța, ca centru simbolic, turistic, comercial, până la un alt centru simbolic al României, Muzeul Țăranului Român. Nu s-a dus la Casa Poporului, care este a doua construcție din Europa, s-a dus la Muzeul Țăranului Român, care reprezintă partea de spiritualitate, de viață spirituală, nu, a Țăranului Român, nu partea de cultură materială și de la alte lucruri. Deci ce curaj ai să mergi, nu, perpedes, să faci atâta drum prin România. Într-o Românie fioroasă, prin imaginile mass media, nu cu Dracula, cu vampiri, dar este imaginea cinematografică. Dar noi mai avem o altă imagine dincolo, nu? În Occident, în Irlanda, absolut tenebroasă. Dar una este România tenebroasă în mass media. Dacă vă uitați în orice zi veți vedea această Românie. Dar și una este România reală. Dincolo de România concretă. Și sigur România magică.
Peter a făcut acest drum inițiatic dintr-un centru spiritual al Maramureșului spre un centru național spiritual. De la România concretă la România magică. Este un gest uluitor și nu pot decât să, din partea colegilor mei, din partea secției de etnologie a studenților, a masteranilor, nu pot decât să-i mulțumesc. Este un model, un exemplu de intelectual care are acest curaj de a cunoaște o realitate. Noi ne plângem cei din viața concretă din Maramureș că este foarte drum lung, este lung drumul până la București, cu trenul, obositor, cu mașina, plină de pericole, că nu avem autostrăzi, cu avionul, este foarte scump. Dar Peter a avut acest curaj al perelinului, peregrinului, pardon, de a traversa mai multe etape și de a cunoaște România. Eu nu pot decât să-i mulțumesc și să-l invit la o întâlnire cu studenții de la etnologie și de la filozofie, de la jurnalism, și cu masteranzii și chiar doctoranzii. Și urez și dumneavoastră, excelență, vă urez un an și prietenilor noștri tuturor, un an plin de realizări și să avem curajul să facem aceste și noi călătorii inițiatice. Având aici un model. Și bineînțeles că din nou o să mai rog câțiva oameni din sală să vorbească. Nicoara, îți mulțumesc pentru invitație. Sigur vreau să vorbesc, chiar m-am și pregătit de data asta, pentru că mi-a trimis Peter o invitație pe e-mail și mi-a spus sper să ne întâlnim undeva pe drum, pentru că mi-a trimis tot programul. Dar înainte de mine aș dori să vorbească domnișoara de la Infoturism, care mă stresează prea mult, nu mai pot să urmăresc. Îmi cer scuze că intervin între doi profesori universitari, domnul Mihalic. Poate mai viu, da? Am zis că îmi cer scuze de la domnul Mihalic că intervin între doi profesori universitari. Nu, aveam de gând să vorbesc. Am văzut. Eu nu sunt chiar o autoritate, dar l-am cunoscut prin Peter, prin faptul că lucrez la biroul turism. Vreau să zic că pe mine mă surprinde perseverența lui Peter. Acum, oficial îl știm toți ca fiind irlandezul care iubește satul românesc, dar unii dintre noi știm și că nu i-a fost deloc ușor, de multe ori. Așa că mă surprinde că Peter n-a dispărut în mare precum crucile celtice. Mă surprinde că n-ai dispărut și tu în mare precum crucile celtice odinioară. Eu cred că ar trebui să îi mulțumim și să ne mulțumim cu atât și să nu-l mai rugăm să ne ajute, cum ar fi să ne ajute cu problema crucilor din Săpunța. Cred că ar fi cazul să începem să ne rezolvăm problemele singuri. Și să nu, și să nu vedem utilitatea, o altă utilitate a potei pe care o are. Până acum ce mă îngrijorează e faptul că văd 1, 2, 3, 4, 5 cărți pe masa aceea și te rog să-mi păstrez două. Nu să ai. Ție ți le păstrează în limba engleză care mai mult pe ești? Am și o comisiune. Și aș vrea să profit, acum profit și eu ca toți ceilalți români, să vă invit și să ne invit pe domnul ambasador, în cazul în care vrea să vadă live ceva ce am văzut în filmul de la început, să vină poimine la Muzeul Satului, unde avem un eveniment cu coordinatori din toate zonele Maramureșului și se va lăsa și cu vărsare de sânge, dar doar de la porci. Deci a participat și la sacrificarea porții. Mulțumesc, domnul Gerheș, vă predau cuvântul. Am început să ne organizăm, o să observați, suntem în zilele Revoluției. Excelența voastră, domnule ambasador, stimate Peter Harley, din momentul în care am primit acel e-mail, m-am gândit cum aș intra în posesia cărții. Ca să pot vorbi despre carte. N-am reușit. Și m-am gândit cât mai mult la ce știu eu despre domnia voastră.
Dar înainte de a spune aceleași și ca să vedeți cât vă confirm pe toți cei din sală, urmează să citesc de pe hârtie ce am scris aseară. Am să ies și eu în arenă și am să vă spun, ca să-mi confirm autoironic ironia de mai înainte de universitar, că un grup de maramureșeni a plecat în secolul 14 în Moravia, da, deci în Cehia, de acolo au plecat în America, în Texas. Grupul acela a fost foarte mare și au putut să-și permită să se căsătorească doar între ei, o endogamie. Unul dintre ei a ajuns un mare genetician și a făcut o analiză genetică ce sunt ei la origine. Rezultatele s-au publicat și 33% a rezultat că sunt celți. Nu intrăm în celelalte detalii pentru că nu este subiectul de astăzi. Deci originea comună s-a dovedit de către americani în mod independent, fără niciun interes al lansării cărții de astăzi. Și acum am să citesc gândurile mele de aseară. Se spune și se presupune că abia atunci când alegi, te definești. Peter Harley s-a definit și ne-a ales pe noi, cu bunele și cu relele noastre, cu farmecul și cu îndoielile ce ne pasc, ce ne cutreieră sau care ne înnegurează lumea. A ales să-i placă același cer, a ales să respire același aer, a ales zâmbetul din și de pe crucile albastre ale săpânței, acel albastru de săpânță, zâmbetul albastru senin. Și aici mă adresez dumneavoastră, a ales să fie prieten cu unii cu care până mai ieri și chiar și azi am fost eu însumi prieten și sunt. Am fost și eu prieten și sunt în continuare, fără să știu că și domnia ta ești. L-am întâlnit la Săpânța, în Sighet, în Baia Mare, în Gara de Nord din București, pe net și pe Facebook, cu alte cuvinte, în toată România. Și pentru că prin toate astea a devenit și un pic de român, eu îți mulțumesc, Peter. Nu știu de ce aș vorbi eu, nu sunt absolut nimeni. Vorbind totuși, dacă trebuie, aș spune extraordinar. Mulțumim. Thank you very much. Eu am ales să fiu astăzi aici, doamne, doamne. Când am intrat în sală, nu știam la ce vin. Aflasem doar că aici se petrece ceva despre cruce. Și am venit pur și simplu ca să vă doresc acest album. Așa. Care, deși este o ediție 2012, nu este expirat, că anul acesta a fost lansat. This year was launched. It's an exhibition of the second edition of something that's called The Cross 2012. La Iași, din 2008, mă ocup de povestea asta, deci fac o expoziție pe tema Crucea la Iași, la 14 septembrie, la Ziua Crucii. O sărbătoare a noastră ortodoxă. Și eu vreau să vă mulțumesc automat pentru momentul pe care l-am trăit eu astăzi aici, datorită tot crucii. Și am o...
în expoziția aceasta vreau să vă spun că nu sunt numai artiști care au studii și pata la mână. Este o expoziție pe care eu o organizez în spațiul bisericilor. Cea de deci ediția de anul trecut și ediția de anul acesta a fost la Mănăstirea Golia din Iași. Și accept și lucrări care vin de la copii și de la cei care nu au studii de specialitate. Deci mă adresez tuturor celor care au aproape de suflet simbolul, pentru că eu consider că sub semnul crucii suntem toți egali. Vă mulțumim! Care înainte de cartea doamna care vă prezentați, Cristina Cucu. În numele prietenilor tăi de la SOC, care sunt numeroși astăzi alături de tine și cei care nu sunt aici, ne-au mandatat să îți transmitem câteva cuvinte al lui Florian în mod special. Știm că ești un om generos și vrem să-ți mulțumim încă o dată pentru timpul care l-ai acordat nouă în această vară, Peter, într-un alt registru, dedicându-și timpul și energia și carismul transpunerii unui proiect în mii de kilometri în România pentru dizabilitate. A fost alături de noi și dorim să-ți urăm un drum bun și să ne permiți să-ți oferim o botă fermecată, cum ies, care să te conducă mai departe pe drumurile și pe alte proiecte viitoare. Și n-am să te iau beată la care vădindeam, să facem un schimb unul la unul. Să nu fii unul gelos. Wow! Voleu scriere. Scrie? Da, străveche. Scrie. Vită, are țuică în cap. Votă fermecată. Al lui Moș Pupăză? Da. Mare nostru. Scurt. Și de la el? You must taste. Și devine de la el? Da. Da. A făcut-o acum? Da. Pentru tine. Wow. Se guste. No, noi muri copiau de toți oameni. Muri. Dar cine via? Taste măsuri. Păcat să o pui în gură. Cine via peste măsură, păcat să o pună în gură. Incredibil. Teste. Wow. Deci, dragii mei, dacă cineva mai dorește să ia cuvântul înainte de Ioan Pop, reprezentantul grupului Iza și prietenul nostru. Incredibil. Așa să mai merg la drum. Cred că pleacă înapoi spre Bucur. Acum pot. Pot să o umpli. Thank you. Peter, poți să umpli? Îi umplu. E plin. Cadar, vrei să mai spui ceva? Da, zi, te rog. Da, și eu, scurt, că ne cunoaștem în întâmplare. Și, just a moment, just like to introduce this man, his name is Petru Mitru. And I told you this morning that it had been, in 2004, I came to Baia-Mare for the first time. And I came here because I was looking to find some stories of great people who had done great things for their communities. And I found, I was recommended by the European Commission delegation in Bucharest to search for this man because he's one of the crazy people who put aside his personal interest in order to serve something for his community. And my understanding is that he did a great job. And we made a short film about him in 2005. And it was one of the 10 short films that showed that great people in Romania are doing great things for the communities that they live in. And it's normal for people who are doing such things to get into trouble. But every time
God closes a door, he opens a window. And I'm very happy to see you here today, Mr. Petre Mitru. And I think everybody in Bayern Mari deserves to give you a round of applause, by the way. Mulțumesc mult, nu de asta m-am ridicat să vorbesc, ci m-au covârșit domnii doctori, profesori, ingineri, fără ingineri și majoritatea me cunosc, deci nu o să mă condamne că vorbesc liber. Șansa de a ne întâlni în 2004, șansa de a ne reîntâlni anul trecut, șansa de a eu a merge în Irlanda acum câțiva ani din întâmplare și șansa de a lucra în continuare pe niște spirale unde tot ne întâlnim mă face să spun două vorbe, să spun continuă, pentru că așa cum noi avem în Irlanda și fac apel la memoria domnului Dunca, avem mari oameni, Ștefan Marinca, de exemplu, în Dublin, și cei mai buni băieți pe care i-am pregătit eu la firmă, în Dublin, la Dell și așa mai departe. Deci am transferat și noi acolo și niște valori adevărate. Tot așa, probabil tu ai fost transferat aici. Ca să ne ajuți odată când ne-am întâlnit prima dată și acum a doua oară când și tu și eu lucrăm pe zone rurale. Deci eu am venit aici nu la un scriitor, ci la un fotograf, scenarist și așa mai departe. Și vreau să te invit să vizitați și zona Benesad, de exemplu, unde veți găsi fotografii identice a ceea ce am văzut eu în Catedrala St. Patrick în Dublin. Exact. Care e zona Codru, deci o altă parte din Maramureș, foarte interesantă, care am descoperit-o din întâmplare. Și să vedeți acolo aceste teorii care, mă rog, nu sunt eu cel care să fiu sau nu specialist, dar în contextul în care, ce spunea și domnul Gerheș, și Facebook și internet, vedeți că pe Wikipedia în limba română scrie niciodată în Maramureș nu au fost celți. Ceea ce este o mare prostie să spun și ceea ce Peter poate să dovedească în continuare, acoperind și zonele astea chiar de interferență pe malul râurilor, să spun, pentru că zona montană a Maramureșului a bătut în lemn ceea ce a bătut, dar există zona din sud unde s-a bătut chiar și în piatră. De-aia îți mulțumesc că m-ai invitat, îți mulțumesc că ai scris cartea și mi-ai dat un autograf, pentru că am foarte puține autografe în viață și îți promit că te conduc data viitoare când o să te apuci de albumul de poze și cântece și în alte zone ale Maramureșului. Mulțumesc foarte mult și scuze de lungime. Nu știu despre carte, nu știu foarte multe despre ce a scris sau cu ce se ocupă. Mi-a vorbit despre el Grigore Leșe luni și am ținut să vin pentru că am o mare afecțiune pentru poporul Irish, pentru celți și să vin în sprijinul ce a spus domnul care a vorbit anterior. Lumea trebuie să știe că suntem profund legați de celți. Și vă dau un discurs pe care l-am prins dintr-o lucrare antică care relatează întâlnirea dintre Pliniu cel bătrân, Pliniu Elder, și Filimon Maramureșan în anul 43 după Hristos. Latinii îi se adresează cu apelativul Cimbras, Cimbri. Toți cei care au făcut studii de istorie știm că sunt de populații celtice. Și el îi atrage atenția lui Pliniu cel bătrân vorbindu-i despre țara noastră. Și spune așa: de Zimbras vocari sum, sunt conducător al zimbrilor, nu al cimbrilor.
iar țara noastră este cea mai bătrână și a fost cea mai întinsă țară de pe pământ. Ea se întinde de Indemare Cronium, din largul coastelor Jutlandei, până în Indii. De la insula pe care ține de borna nordică a țării noastre bătrâne, insula pe care ninge veșnic, ea în anul 2013 se cheamă Eningia. Are nume vlăhesc. Iar populația care trăiește în teritoriile noastre, după marea glaciațiune Würm, cam din zona Munteniei în sus până cam la jumătatea Poloniei, toți sunt boi. Galii, boi și toate triburile care curg până în insula Iernii, Hizverna, despre această insulă vorbește Filimon Maramureșanu. Însă nu s-au adus în atenția poporului și istoricilor noștri cărți de mare importanță despre poporul nostru și despre mileniul acela întunecat despre care nu se scrie, au scris dintre cele mai mari personalități ale Pământului. Cel mai mare paleolingvist al Europei, Guillaume Reagmann, profesor la Universitatea din Strasbourg, considerat unul dintre cei mai mari erudiți în domeniul limbilor dispărute, vorbea 48 de limbi, dintre care 24 dispărute. El scoate o carte la solicitarea guvernelor Olandei, Germaniei, Franței și Luxemburgului, o istorie a rasei albe. După 22 de ani de cercetare, scoate cartea. Cum credeți că se cheamă? Lejet, Geții. El este primul care dă numele lui Decebal în limba bătrână și spune că îl cheamă Dava Akhavlas, care înseamnă Acvila de aur sau Șoimul de aur. Și numele preluat din latină sau din greacă veche, Decabalos sau Decebalis, ar însemna tot blond. Îți zice băl, băl îți zice. Noi, vlahii românii, știm că băl sau bălai sau blond e auriu. Deci de asta am venit și doresc și sper într-o colaborare, eu în această ultimă carte, Vlahii, pe care eu îi consider părinții Europei, cel puțin din punct de vedere lingvistic, pentru că așa cum scrie în Evanghelia după Ioan, mai întâi a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Suntem singurul popor din pe pământ care atunci când vorbim spunem grăim. Noi grăim. Suntem purtătorii în palatinul de aur al gurii, al graiului cel sfânt, al gralului pe care îl caută toți cercetătorii. În vorbirea noastră bătrână palatalizată, distrusă, după părerea mea, prin hotărârea Academiei Române, Senatului Academiei Române din 23 februarie 1883, când se trece la latinizarea forțată a limbii române împotriva voinței unei părți importante a intelectualității românești. Din Ardeal s-a opus unul dintre cei mai mari învățători, Vasile Petri. Are o carte, eu am reușit să o găsesc la Buenos Aires, se cheamă Scola Practica, în care acuză Academia că a scos din limbă palatalizarea accentuată. Noi am avut aici în Baia Mare un mare profesor care a scris o carte extrem de importantă, dar s-a stins foarte puțin cunoscut, Victor Iancu, palatalizarea dentalor în limba română, fără de care n-aș fi putut avansa. Așa cum despre Bills nu vorbește, care a muncit o viață întreagă, sau despre Ion Marchi, sau despre ăștia trăitori pe aici, despre domnul Dunca, despre cei care pun câte o piatră de temerie, câte o cărămidă, și vor vorbi după aceea, dacă vor vorbi, este foarte important de amintit că limba noastră este o limbă blonogramică, spune Reagmann. Ascunde în esența cuvântului mesajul pe care îl transmite. Ca în cuvântul, spre exemplu, considerat din cele 164 de cuvinte, da, citesc scânteie, care se citește în limba bătână, întâie iscă, ceea ce iscă scapără și aprinde și dă definiția cuvântului. Deci limba blonogramică se citește de la dreapta la stânga, rupând cuvântul de la vocala din mijloc. Mai există vorbitori în Maramureș, ăștia trebuie căutați și puși în... Eu am înregistrat pe vreo câțiva, care vorbesc într-un dialect, dialectul îndărăt sau îndărăt sau întors, care este doar un dialect. Dar dacă cercetăm dicționarele bătrâne, vom vedea, de aia o să găsească, dacă se ocupă Peter, de Gaelic, de dialectul Irish ăla vechi, de Scottish,
pictic și ăstea, va constata așa cum eu am descoperit, că la Nod îi spun Knot, la Bolovan îi spun Bolovan, la Sus îi spun Sus, la Jos îi spun Jos, la Dumnezeu îi spun Domnul și la Maica Sfântă Doamna. Nu întâmplător avem onomastici și toponime de o covârșitoare importanță pentru întreaga Europa și când zicem Maica Precistă. Precistar, precist is, Isis, Iștar, toți se rostogolesc, iar numele nostru de Vlahi, găsiți-l în dicționarul lui Abel Vergon și a lui Roger Uie, care sunt mari specialiști în dialectul de Vanagari al sanscritei, spune că înseamnă fiul lui Dumnezeu, Vala Ahala, are patronimicul Allah. Că în migrația noastră din zona eritroico-egipteană cu turmele în zona asta, am luat și această... Vă mulțumesc, sper să ne contactăm și să putem comunica. Mulțumesc domnule ambasador pentru că este o mare onoare și să poarte acest suflet românesc spre Irlanda, pentru că eu consider Irlanda că este sora noastră și poporul irlandez, fără să facem o propagandă publicitară în aceasta. Chiar cred în sinceritate și va găsi în Irish, în limba veche, cuvintele de rădăcină. Eu le voi da, scot acum o carte care va face demonstrația cuvintelor de rădăcină și va găsi identități lingvistice fără dubiu în toate cuvintele de rădăcină irlandeză pe care eu le-am studiat dialectal. Vă mulțumesc mult! Peter, numai o precizare, vă rog frumos, după atâta filozofia limbii, să vă fac și o precizare istorică. Noi ne-am săturat de închinat vreo câteva sute la turci. Ne-am închinat vreo 50 de ani la Moscova, la cea de-a treia Romă. Acum, să nu credeți că ne închinăm la cel și la ceilalți imediat, că avem unde ne închinat la Bruxelles. Dar vreau să vă spun, vreau să vă spun altceva. Termenul cu care au fost denumiți celții în secolul 4 de către germani a fost cel de Valah. Deci avem aceeași, de la nemții au numit și celții și termenul de Valah noi l-am preluat de la acest pentru că au venit și s-au suprapus aici peste noi. Vă mulțumesc! Mai sunt întrebări? Nu mai mulțumim. Colinda. Și atunci sunt cu Colinda pe care o intonează domnul profesor și Peter o să vă dea autograful pe puținele cărți care le mai are pe masă. Acum asigur că s-a vorbit aici foarte multe lucruri. Fac o precizare. Viziunea lui Stan Pătraș, dacă analizăm epitafurile au scris în carte, este populară. Și există acolo multe elemente de cult funerar și de ceea ce noi specialiștii denumim mitul Marelui Drum. A spus colegul și prietenul acest de crucea închisă în cer și dacă analizăm ornamente ca lui Stan Pătraș, vedem că toate motivele sunt de circulație universală. Cele geometrice care sunt foarte vechi. Rombul, linia frântă și așa mai departe. Păi linia frântă, corigău acela, vine din arta egipteană, dacă tot s-a vorbit de vechime, cu 20 de secole înainte de Hristos. Pomul glastră, nu? Tiparul iranian de origine perso-arabă de care vorbește Paul Petrescu. Pomul vieții, brat, tiparul dacic. Iată, deci, motive universale foarte vechi pe care el le transfigurează în forme populare. Acum, sigur că peste puțin timp, toți românii se adună la oaltă, cântă, colindă, colinzi frumoase la fereastra sfântă. O colindă veche, să vedem cum sună colindul vechi, ce forță are, sus în vârful muntelui este motivul șerții dintre brat și tei, fuziune de element precreștin cu element creștin. Colindele au fost încreștinate. Sus în vârful muntelui, jos la pala codrului, sunt-uși două lemnișoare, de care s-a măs mai mare, sunt-uși teiul
și cu bradul, Sântușteiul și cu bradul, zice șteiul către brad, că omni sunt lemn de seamă. Meștericii mari mă-ntreabă, meștericii mari mă-ntreabă, icoane mă curuiesc și-n biserici mă domnesc. Zice-și bradul către tei, că și eu sunt lemn de slamă, din mine fac șindila, șindile-s biserica. Că de n-ar fi șindila, că de n-ar fi șindila, vânturile ți-ar sufla, vânturile ți-ar sufla, și ploile ți-ar ploua, și ploile ți-ar ploua, șarhi vaide sama ta, șarhi vaide sama ta. Faceți bine și iertați nouă gazde să ne dați numai coaste și cârnați, numai coaste și jumere și orincă cu mărjele capoi, tare piniori mere și construs de busuioc, să aveți cu toții noroc și construs de măieran la anul și la mulți ani! Și mă bucur că suntem aici. Am vrut să lansez cartea pe 6 decembrie în București, dar n-am putut, s-a ajuns pe 10, așa că pentru că era de Sfântul Nicolae și azi toți suntem de Sfântul Nicolae pe calendarul vechi. Și mă bucur că suntem aici în Baia Mare, este cadoul meu pentru voi de Crăciun. Îmi pare rău că nu avem suficient în limba română. Din cauza lipsă de bani, la Muzeul Țăranului, care a editat cartea, a vrut să fac 150 de bucăți, a zis că ești scriitor nou. Nimeni nu te cunoaște. Și iată, 500 de bucăți mai târziu, n-am rămas doar cu câteva. Avem în engleză, așa că cei care pot să cumpăr și să citesc în engleză, vă rog, lăsați limba română pentru cei care nu pot. Și cei care cred că nu o să citească până la mijlocul ianuarie, să mă las numărul de telefon. Ca să, pentru că imediat ce vrea apucă tipografie după sărbători pe 6 ianuarie, o să mai tipărim o lacă, cum zic moldovenii. Și vă fac legătură, cum au făcut oamenii de la Zlatru Dona și de la Bistrița. Thank you.